așa... Deci n-a fost experiență, n-a fost calificat de jar, și... M-au fost de Doamnă, spuneți-ne cu ce ocazie sunteți aici? Deci cu ce ocazie? La ce televiziune sunteți, în primul rând? Spuneți-ne prima dată ce căutați aici. Eu căutați un loc de muncă. Căutați. Și ați vorbit cu angajatorul? Da, vorbit și am cerut și numărul dânsului până la urmă. Da? Acum îl întrebăm pe angajator, ce părere aveți despre această ofertă și această doamnă? Are posibilitatea să o încadrați? Deci există perspective. Veniți la această bursă, vă rog. Ca în fiecare an, ofițerii și subofițerii recrutori din cadrul Centrului Militar Județean Caraș-Severin participă la bursa generală a locurilor de muncă. În această zi deosebită, putem spune hotărătoare pentru tinerii din județul Caraș-Severin, Centrul Militar a venit cu o serie de oferte educaționale privind locurile scoase la concurs în instituțiile militare de învățământ și aici ne referim la locurile scoase pentru studenți în academiile forțelor armate. De asemenea, am venit cu oferte pentru maiștri militari și subofițeri și, nu în ultimul rând, pentru categoria de soldați. Câteva cuvinte despre organizarea acestei burse a locurilor de muncă. Am organizat această bursă pentru ca persoanele care sunt în locurile de muncă să găsească un loc de muncă pentru angajare. Am contactat în jur de 200 de agenți economici prin vizite la ei, online și telefonic. Și au anunțat participarea 31 de agenți economici care au oferit o gamă foarte largă de locuri de muncă. Vreau să spun că pentru studii superioare cam puține. Un post de inginer electrotehnic, un post de inginer mecanic, inginer civil, inginer tehnologie asistării și un consilier credite. Legat de celelalte posturi, avem în meserie atunci muncitoare calificat, sudor, strungar, lăcătuș, ospătar, rugher. Cam câte locuri de muncă sunt scoase? Nu, deci nu, 100 și ceva. Deci cam 100 și ceva locuri de muncă. Și ce perspectivă credeți că va avea această bursă? Se vor ocupa integral? Noi sperăm să se... toate aceste locuri de muncă să fie ocupate, pentru că totuși s-a depus o muncă. Noi și oamenii văd că sunt destul de mulți. Pentru că am constatat... nu prea sunt interesați unii de locuri de muncă, mie întreabă și... Da, din păcate este și acest aspect, da? Sperăm să angajăm. Să fie. Vă rog să vă prezentați. Vă doresc de logarment, așa este serviciul Agenției Locale de Aici. Vă mulțumesc. Thank you.
că ați depus aici un CV și văd la o firmă care are, caută suficient de multe locuri. Ce solicitați dumneavoastră, ce căutați dumneavoastră de la această firmă? Un loc de muncă. Ce anume vă interesează? Muncitor necalificat. Muncitor necalificat. Și în primele rezultate, în urma discuțiilor, cu ce părere plecați de la angajatorul? O părere bună. O părere bună. Alăturat aici avem un reprezentant al angajatorului. Spuneți-mi, vă rog, cum decurge bursa? Cum decurge bursa? Momentan am de așteptat de puține cele. Mulți oameni că zic că nu sunt locuri de muncă, dar în momentul de față văd că sunt destul de mulți angajatori. Din domeniul meu, pentru științe economice, sunt destul de multe locuri de muncă, dar sunt variabile, inclusiv și pentru muncitori necalificați, și pentru muncitori calificați în diverse domenii, marketing și printre științe economice. Deci, zic că ar fi de lucru pentru toată lumea, doar să ai motivați. Nu că ești student, dar când vei termina, ce când vei găsi, pentru că sunt destul de locuri absolvenți de studii. Da, sunt, dar sunt destul de încrezător și sunt serios în ceea ce fac, mă zbat, profit de orice oportunitate și cred că dacă eu serios și scot cu seriozitate locul de muncă, este imposibil să nu găsești.